Salut! Perfect, acum cred că mă aud bine. Să-l închid și pe... Gata. Îl închid și pe scriptonit. De ce pot să-l las puțin ca să rămân pe fon? Așa, să fie ok. Salutare! Vlogul cu numărul 8. Suntem deja na 8-a săptămână, 2 luni de zile. Multe noutăți, multe lucruri care s-au întâmplat, s-au petrecut. În primul rând, vreau să spun că a fost la țară. A fost sâmbătă la Culespam, la Beștimac, în satul Beștimac, Raionul Leu, așa că dacă veți, dacă mai veți încă în viață bunicii, bunicele, să mergeți neapărat să-i vizitați, fiindcă ei foarte mult ne așteaptă, vă așteaptă. Sper că în curând, în foarte mare, nu știu, cât mai repede să ajung și la Cernăuț, așa că bunica Lucica, te salut! Sper să ajung și acolo cât mai repede. Cu această pandemie lucrurile sunt mai complicate, dar nu nimic strașnic. De fapt, mesajul acestui material, totuși o să-l închid, materialul acestui vlog este faptul că mulțimea, anume cei mulți, majoritatea oamenilor, da? 90%, 95%, 97%, 98%, fac lucruri diferite decât cei ce fac alții. Cei 1%, 2% fac lucruri diferite și respectiv au alt stil de viață mai diferit, au alte rezultate, atât pe plan profesional, personal, spiritual, de ce nu, moral. La capitolul dezvoltare personală stau mai bine. Și în principiu nivelul lor per total de fericire este mai ridicat. Dacă întrebi, deci, dacă mergi pe stradă și iei un microfon, bine, nu foarte mult o să răspundă la întrebarea asta, dar dacă o să iei un microfon și o să-l întrebi pe un om de rând, care este, dacă te consideri om de succes și dacă ești un om fericit, sunt convins că majoritatea spune că nu. Majoritatea spune că nu, dar unul din 10, unul din 20, unul din, nu știu, 50 sunt cu adevărat fericiți, fiindcă ei, pe la urmă, fac lucrurile puțin diferite. De asta și-a apărut ideea acestui material, acestui clip, și anume, ideea de bază este faptul că ar fi bine să privim mulțimea, să-i privim în jur, dar să procedăm exact inversul. Dar să procedăm exact inversul, fiindcă dacă o să procedăm exact și noi, cum fac ei, cum procedează ei, da, noi cunoaștem toată schema standard, nouă cunoaște, deci o cunoașteți toți, după grădiniță copilul se duce la școală, după școală obligatoriu facultate, de dori două facultăți să facă, sau cel mai bine trei, dacă faci patru facultăți în general, e super, super bine. Pe urmă, acest copil care devine adult în timp, merge la un job care de cel mai multe ori deci acest job îl urăște, 30 de ani, 35 de ani, 40 de ani și așa mai departe. Și după asta vine pensia, nu contează cât 2000 de lei moldovenești sau nu știu, chiar să fie și 2000 jumate și 3000. Deci algoritmul este același. Școală, studii, job sigur, da, fiindcă ne spune încă de la școală că trebuie să te angajezi, ca să ai un job sigur. Încă din școală auzim asta, dar să nu deschidem acum tematica legată de sistem și legată de faptul că statului și nu doar statului, dar în general societății îi convine să ai oameni mai puțin, nu o să fie corect, mai puțin deștept, dar oameni care sunt mai ușor de manipulat, oameni care sunt mai ușor de modelat. Și iată, despre asta până la urmă să vorbesc, poate o tematică așa, poate mai sensibilă, dar până la urmă asta deosebesc pe cei puțini, câteva procente de cei mulți, de mulțime, prin faptul că ei sunt puțin diferiți și acționează diferit. Ei sunt mai creativi, sunt mai liberi, dar în același timp sunt mai responsabili. Încă la școală, dacă țineți minte, erau persoane, erau copii care se deosebeau foarte mult de ceilalți,
Și oamenii cumva îi spuneau, uite, de ce te comporți așa, sau dacă purtai părul lung, sau dacă îți colorai, nu știu, părul, îți vopseai părul, imediat auzeai, uite, tu nu ești ca noi, tu ești altfel, tu ești altfel, și lumea cumva îl suprema și îl alunga, îl dădea la o parte, și din acest motiv și apar foarte multe complexe, apar foarte multe frici, apare stresul, apare cu timpul depresia și din păcate foarte mulți copii care deja au ajuns la maturitate au foarte multe complexe, sunt inhibați și le vine foarte greu să se încadreze și în societate și să-și formeze o lume lor aparte, fără să fie mereu parte integrată din acest sistem. Așa că cel puțin asta este părerea mea. Dacă sunteți de o altă părere, îmi scrieți în comentarii. Dacă sunteți de acord cu fraza, urmărește pe toți, urmărește mulțimea, dar procedează exact invers. Pentru că dacă îți dorești rezultate diferite, trebuie să faci ceva diferit decât până ai făcut până acum. Iar dacă astăzi procedezi într-un anumit mod sau altul, sau acționezi într-un anumit mod sau altul, și mâine îți dorești alte rezultate, te greșești amarnic, fiindcă dacă dorești alte rezultate, trebuie să fie și alte acțiuni. Iar alte acțiuni apar atunci când există deci o rațiune liberă, atunci când starea emoțională este la un nivel înalt, când este echilibrată și atunci când sunt mai puține sulițe, mai puține gloanțe care vin din exterior, atunci când nu ai tu o protecție a ta și când tu știi ce îți dorești și încotro te îndrepți. Așa că mult, mult baftă tuturor, vizitați-vă părinții, vizitați-vă bunicii și ne auzim la următoarele materiale. Ciao, ciao!